Salut, tauri! Voi face cea de-a doua citire pentru luna octombrie, folosind oracolul Lenormand și runele. Deci să vedem această lună octombrie ce va aduce nou în viața voastră. Vă aduce fericirea. Soarele, lumină, căldură, bucurie, fericire. Deci este bine ca această fericire să o păstrați în sanctuarul inimii voastre sau în cercul conjugal. Soarele întotdeauna este foarte vulnerabil, fiindcă el poate fi are două aspecte. Întreține viața, dar poate să și distrugă viața. Voi folosi nouă arcane și pe urmă vom arunca runele să vedem ce spun și runele. Bun, deci voi aveți în primul rând societatea, sunteți preocupați de societate, de o împlinire socială, de natură, de mediu și vă dați seama că ceva se încheie în viața voastră și chiar vă certați cu cineva, veți avea o ceartă, poate chiar în societate, legat de această finalitate, de acest sfârșit. Veți primi o scrisoare legată de un comunicat. Vi se spune că s-a încheiat ceva și poate să vă dea și un aspect legat de sănătate. Poate că această comunicare, veste, poate să fie de la, eu știu, în urma unor analize, să vi se dea răspunsul și să vă treziți că aveți o problemă de sănătate și voi, într-adevăr, sunteți foarte stresați. Așa cum am mai spus, deci cearta aceasta va aduce și blocaje. Vă certați cu cineva, dar și aveți un blocaj, nu puteți să depășiți acest blocaj. Acest blocaj poate să fie printr-o veste, să vă aduc așa cum am spus, o veste, așa aici apare veste. Veste adusă de un bărbat atletic, de o persoană care vine și vă comunică, vă spune că s-a încheiat ceva, de aici gata. Nu va aduce o bucurie, va aduce poate o veste legată și de sănătate, o informație vitală, dar voi totuși credeți poate că aveți o problemă mult mai gravă legată de sănătate și chiar vă bucurați, vă gândiți că ce bine că este numai atât. Bucuria aceasta poate să vină și în urma acestei vești pe care o primiți. Vă dă această bucurie și vă dați seama că ceva se încheie în viața voastră. Ceva s-a terminat, a ajuns până la capăt și gata. Nu veți mai face acel lucru. Această bucurie poate să fie legată și de, așa, aveți foarte multe vești, uitați-vă, aici veste, aici veste, aici veste. Fiindcă această bucurie este adusă de acest călător care vine și vă aduce noutăți, vești, de toate. Este cu tolba plină, berzele, da? Vă aduc aceste informații și chiar vă simțiți bine, vă bucurați de aceste informații pe care le primiți.
Informațiile, așa cum am spus, vin parcă și din societate, dar vin și legate de o problemă de sănătate. Această problemă de sănătate este ca un fel de blocaj pentru voi. Parcă nu mai puteți să mai continuați. Trebuie să aveți grijă de sănătatea voastră, vi se dă anumite lucruri, vi se spune ce aveți de făcut. Și trebuie să dați importanța acestui aspect legat de sănătate. Cu acest aspect legat de sănătate, care, dacă observați, este chiar în mijloc, el se leagă și de veștile pe care vi le aduce această persoană, cu care chiar puteți să vă și certați. Deci puteți să-i reproșați anumite lucruri și să vă certați legat de această situație. Deci am putea spune că aveți într-adevăr o situație dificilă cu această problemă de sănătate. Haideți să vedem ce spun runele pentru voi, taurii. Căzut în poziția asta, deci nu poate fi citită. Acum o să le strâng pe toate cele care nu pot fi citite și vor rămâne numai cele care vor fi citite. Sunt 4 lune, le observați. Avem aici o femeie care v-a trădat. O femeie care a trădat în primul rând pentru faptul că a dorit să vă slăbească forța și să vă facă să ajungeți în puterea ei, să vă joace cum vrea ea. Sau am putea spune că este o femeie egoistă, o femeie care își urmărește interesele ei pas cu pas și știe ce are de făcut. Știe că vrea să vă trădeze și vă trădează. Voi nu vă puteți folosi intuiția și cădeți pradă acestei trădări. În schimb, aici aveți 3 lune care sunt la fel negative. De fapt, 2 sunt negative, cealaltă nu. Cealaltă este o rună de condiționare. Cred că vroiați să călătoriți sau vroiați să vizitați o persoană mai în vârstă, să mergeți la ea acasă și să încercați să obțineți ceva de la această persoană, să încercați să comunicați cu ea. Dar trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă fiind o persoană în vârstă, s-ar putea să vă solicite prin faptul că vă aduce așa la limita nervilor cu atitudinea ei și voi vă doriți neapărat ceva. Am putea spune că este bine să vă păstrați simțul umorului. Dacă vorbim de călătorie, s-ar părea că aveți o călătorie prin viață care nu este ușoară, deci o lună octombrie care nu este deloc ușoară pentru voi, este destul de dificilă. Aveți persoane care, și mai repede tind spre aceasta, aveți persoane care se implică în viața voastră și vă creează probleme, vă creează neajunsuri, vă creează pierderi, pagubă. Aceste persoane care vin în viața voastră intenționat și vă creează aceste situații. Și totuși, aici aveți o rună de condiționare care este chiar aproape de această situație. Această femeie v-a trădat mai de mult, nu v-a trădat acum. Acum aveți aceste persoane care se implică în viața voastră cu sfaturi, cu nu știu ce, cu discuții și ele, de fapt, își urmăresc interesul lor.
Iar voi aici aveți o rună care spune că dacă voi vă doriți ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept, sunteți corecți și fermi în această atitudine a voastră, atunci aveți un ajutor din partea divinității și veți rezolva această situație cu aceste persoane care se implică în viața voastră și vă creează blocaje și nemulțumire, veți putea să transformați totul în favoarea voastră. Deci este arborele de tisă care poate să transforme această situație nedorită într-o situație benefică pentru voi. Este ca o răsplată a cerului pentru corectitudinea, fermitatea, dreptatea și adevărul pe care le promovați și perseverența voastră. Aceasta este citirea pentru voi. Eu vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri și nu uitați, dacă vreți să ajutați acest canal să se dezvolte, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, puteți să transmiteți mai departe această citire și vă mulțumesc!